Documente și imagini în exclusivitate. Cum încearcă România să-l aducă înapoi pe fugarul Kerekes într-o campanie de convingere a autorităților germane că există condiții bune de cazare în pușcările din România. Da, situația pare paradoxală după ce l-a lăsat să scape pe Kerekes. Acum România încearcă să demonstreze că îl poate primi în condiții foarte bune. Avem o legătură directă cu Adriana Stoicescu, colega noastră, realizatoare emisiunii Fără de Lege. Bună ziua, Adriana! Știu că ai obținut aceste documente. Ce prevăd ele și ce șanse sunt să se întoarcă Kerekes în țară? Dacă autoritățile din Germania vor lua de bune toate documentele trimise din România, are toate șansele să fie extradat în România. Acum, ceea ce a dat Ministerul Justiției pare puțin aberant, adică să creezi condiții de lux pentru un deținut care este Cătălin Kerekes și care nu a fost nici premierul acestei țări, nu a fost nici vreun ministru, nu a avut acces la niciun fel de documente secrete ale țării ca să poată mi se ofere condiții privilegiate. Ce înseamnă condiții de lux? Condiții de lux în penitenciarele din România înseamnă să mai stai în cameră cu încă un deținut, să ai camera zugrăvită de curând, să ai căldură și să nu fie ploșnițe și tot felul de animăluțe care sunt în penitenciarele vechi din România. Știu că ai obținut o parte dintre fotografiile pe care românii le-au trimis către germani ca să-i convingă să ni-l predea pe Kerekes și poate le vedem și noi pe ecrane. Pentru că, într-adevăr, Adriana, sunt niște condiții de hotel de 4 stele, nu de închisoare. Chiar astea sunt condițiile în momentul de față în penitenciarul Rahova. Și acum ar trebui să știți că toți condamnații care sunt extradați din diverse țări și vin cu avionul pe otopeni sunt aduși în tranzit în penitenciarul Rahova. Eu merg de foarte multă vreme prin penitenciarele din România și pot să vă spun că sunt schimbări majore. În ceea ce privește penitenciarul Rahova, este exact ceea ce vedeți în pozele pe care le aveți. Acum nu știu ce condiții de lux ar putea să-i ofere România lui Cătălin Kerekes și în penitenciarul de la Aiud. Eu am fost și acolo, este unul dintre cele mai vechi penitenciare din România și are condiții nu acelea pe care ei le-au transmis autorităților din Germania. Este un penitenciar vechi, căldură puțină, aduce aminte de penitenciarul de Zarca, unde erau torturați și închiși intelectualii din România în timpul comunismului. Există vreo șansă până la urmă ca România să-l preia pe Kerekes după ce l-a lăsat să plece? Eu zic că sunt toate șansele să fie extradat în România. Acum, dacă lui Cătălin Kerekes nu-i plac condițiile din România, ar putea să rămână să facă detenția în Germania. El a făcut aceste cereri în ideea că va putea evita extradarea în România. Așa ceva nu se poate și nici nu va putea vreodată să scape de condamnarea pe care o are. El a reclamat și la drepturile omului că nu a avut parte de un proces echitabil. Rămâne să se judece acolo, dar nu are cum să scape de condamnarea primită și nici de închisoare. Adriana, doar dacă evadează de pe undeva. Dar nu. Da, cine știe? În ceea ce privește pe Cătălin Kerekes, nu ne așteptam la multe, dar iată că s-au întâmplat altele. Da, exact. Un alt subiect interesant, Adriana, și aș vrea să te întreb ce părere ai despre faptul că Omar Haisam, fostul condamnat pentru terorism, este nemulțumit de suma pe care o primește de la statul român și vrea o pensie mai mare. Da, este un cinism ieșit din comun. Eu refuz să cred că Omar Haisam a fost angajat în vreo firmă mai bine de 30 de ani și statul român îi plătește pensie doar pentru 4 ani lucrați. Exclus așa ceva. E diferența foarte mare și foarte mică posibilitatea ca
cei de la pensii să-i fi greșit lui calculele. Acum, Omar Hayisam este celebru prin a păcăli autoritățile din România. Aduceți-vă aminte că a spus că este în stare terminală, bolnav de cancer, a cerut eliberarea condiționată, a fost lăsat liber și a fugit din țară. Timp de 7 ani, autoritățile române l-au tot căutat prin lume până au reușit să-l identifice în Siria și l-au adus înapoi în România. Nu cred că ceea ce cere Omar Hayisam este adevărat. Adriana, mulțumesc mult pentru intervenția ta. După cum știți, este viscol în jumătate de țară. Ne pregătim pentru cel mai sever episod de iarnă din acest an. Ceea ce e neobișnuit este această trecere de la temperaturi mari, neobișnuit de mari, la temperaturi foarte scăzute, ceea ce medicii numesc șoc termic. Ba mai mult, elevii s-au întors în bănci astăzi, după vacanța de iarnă, ceea ce vine la pachet cu înmulțirea cazurilor de gripă, de viroze respiratorii. Spitalele sunt pline. Ministerul Sănătății recomandă prezentarea la urgențe doar dacă temperatura depășește 39 de grade și există comorbidități. Îl ascultăm pe Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Nu cred că e prima dată când avem un sezon de viroze respiratorii în cursul iernii. Este o chestiune care se întâmplă an de an. Important este să luăm măsuri care să reducă acest risc. Ministrul Sănătății le recomandă părinților să îi țină acasă pe cei mici încă de la primele simptome de răceală sau gripă și să țină cont de faptul că tratarea virozelor cu antibiotic ar putea provoca mai mult rău. Noi am recomandat părinților că atunci când copiii lor prezintă simptome de viroză respiratorie să nu îi ducă la școală, să îi izoleze la domiciliu. Infecțiile virale nu beneficiază de tratament cu antibiotic, dimpotrivă antibiotic poate să fie dăunător. Prezentarea imediată la camerele de gardă aglomerate nu este o soluție, susține Alexandru Rafila. Acesta îi sfătuiește pe pacienți să consulte mai întâi medicii de familie care îi vor ghida ulterior către unitățile medicale dacă este cazul. Prezentarea la o cameră de gardă sau la unitate de primire urgență este normală pentru cei care au forme mai serioase sau au comorbidități. Recomandarea este să consulte medicul de familie din primul moment al apariției simptomelor, pentru că și boala poate fi mai ușor tratată, iar medicul de familie cunoaște istoricul fiecărui pacient, dacă are comorbidități, și atunci îl îndreaptă, dacă este cazul, către o unitate spitalicească. Dacă revenirea în bănci culminează cu acest episod de iarnă, toată Europa se confruntă cu reîntoarcerea iernii sau venirea în premieră în acest sezon. Și ne punem întrebarea, de ce avem impresia totdeauna că frigul ne îmbolnăvește? Odată ce apare frigul, ne îmbolnăvim mult mai ușor, imunitatea este scăzută. Îi mulțumesc domnului doctor Tudor Ciuhodaru, în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule doctor! Greșim când spunem că ne îmbolnăvește frigul? Da, chiar că nu putem trăi sub un clopot de sticlă și de aici o să spun totdeauna că este mai ușor să previi decât să tratezi, iar multe din situațiile pe care le spuneți dumneavoastră ar putea să fie rezolvate sau, mai bine zis, prevenite prin clasica educație pentru sănătate. Multe lucruri sunt ușor de făcut, iar faptul că este frig în decembrie nu cred că este o surpriză pentru nimeni sau în ianuarie sau că este iarnă în această perioadă. Cum să vă zic? Da, domnul doctor, dar ieri erau 12 grade, sâmbătă erau 13, astăzi în București un grad maximum, sunt zone unde sunt deja temperaturi negative, asta e neobișnuit. Da, Chiriac, deci variațiile astea importante de temperatură reprezintă într-adevăr un stres adaptativ pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru cei care fac parte dintre grupele de risc și vorbesc aici de vârstnici de peste 65 de ani, copiii sub 5 ani, cei cu imunodeficiențe sau cei cu patologie cardiovasculară sau neurologică, la care într-adevăr frigul, umezeala, vântul pot duce la agravarea, decompensarea unor afecțiuni și duce la prezentarea la urgență. Dar pe de altă parte, dacă vorbim despre viroze, nici ele nu sunt neobișnuite pentru această perioadă și nu știu de unde a ieșit chestia cu epidemia, că eu mă uitam pe statisticile INSP-ului, Institutul Național de Sănătate Publică, unde vedem că de fapt o scădere cu 30% față de perioada sezonului precedent și cu 13% mai puține cazuri față de săptămâna anterioară. Așa că ne mai uităm și pe cifre. A preveni este mai ușor decât să tratezi, asta o știm cu toții. Dar bine, faptul că pentru că vorbim despre prevenție, haideți să vedem cum putem preveni în această perioadă rece, gripele, virozele, ce avem de făcut?
E foarte simplu, și dacă tot vorbim despre gripă, v-am zis că există aceste grupe de risc. Cei mici, cei peste 65 de ani, gravidele, imunodeficienții, cei cu patologie cardiovasculară, cei cu patologie neurologică, la care nediagnosticate și netratate la timp, lucrurile acestea pot evolua spre multiple complicații. În rest, știm foarte bine că o gripă ar putea să fie prevenită prin a evita, a aduce în colectivități, mai ales copiii cu febră, frison, tuse, strănuți, rinoree. Și aici este într-adevăr o reală problemă, pentru că dacă n-ai cu cine să-i lași acasă, să spui problema ce se va întâmpla în această perioadă. Iar multe dintre internări, mă uitam și pe cifrele de total INSP-ului, numărul de internări a scăzut în această perioadă, dar mulți dintre colegii mei de la pediatrie preferă să interneze pe cei mici pentru că au o monitorizare mai bună și accesul la medicamente, care sunt foarte scumpe, mai ales când adună aceste antitermice, 10-15 lei poate părea puțin pentru unii care reglează sistemul de sănătate, dar dacă îți răcesc copiii în această perioadă de 2-3 ori pe sezon, sumele sunt extrem de importante. Așa că dacă vorbim despre prevenție, atenție, gripa se transmite cu mare ușurință și infecțiile acute respiratorii pe cale aeriană. Este suficient să tușești, să strănuți, să vorbești într-o colectivitate, iar pe de altă parte chiar și pe în obiectele contaminate. Dacă o diagnosticăm și o tratăm la timp, lucrurile ar trebui să fie foarte simple, iar orice gripă se tratează cu mai mare ușurință dacă diagnosticul și tratamentul se aplică în primele două zile. La cei din grupele de risc, aici este mare atenție, se poate ajunge până la numeroase complicații, cum ar fi pneumoniile, crizele de azi bronșic, miocarditele, decompensarea insuficienței cardiace. Așa că dacă faceți parte din grupele de risc și febra persistă mai mult de 3-5 zile, dacă starea aceea generală proastă, dacă rinorea persistă la copiii mici, sau apar semnele de deshidratare, este important să ajungeți să vă consulte un medic. Iar pe de altă parte, mai avem și aici, apropo de ceea ce ar trebui să facem în această perioadă. Deci nu duceți în colectivitate, mai ales școlare, copiii care au simptomatologie clară, pentru că vor deveni practic un vector de transmitere a infecției. Încercați să respectați igiena tusei și a strănutului. Apropo de cât de importantă este educația pentru sănătate, câteva reguli din acestea minimale ne pot face să nu transmitem virusul mai departe și să prevenim îmbolnăviri. Pe de altă parte, că tot e foarte frig afară, încercăm să ne îmbrăcăm conform datei și temperaturii de afară, nu neapărat în funcție de ceea ce se întâmplă asupra organismului nostru și în momentul respectiv, dacă vorbim despre temperaturile scăzute de afară, o îmbrăcăminte groasă, confortabilă, impermeabilă, care să ne acopere fața, capul, care, mă duc și la acelea clasice de pe vremea bunicii, ne pot asigura confortul termic și ne pot feri de foarte multe lucruri neplăcute. Iar un regim adecvat de viață cu respectarea medicației cronice, cu ceea ce înseamnă un echilibrat în fructe, legume proaspete, în așa fel încât să menținem și un status imun cât se poate de bun, ne pot feri de foarte multe neplăceri din această perioadă. Domnule doctor, dacă luăm vitamine în perioada asta, nu știu ce fel de vitamina, ce, etc., nu le facem reclamă, ne ajută la ceva? Este o iluzie acest lucru, deci orice fel de, dacă vreți, astfel de administrare de vitamine trebuie făcută în context clinic și avea grijă de să nu ducem și la excese, pentru că orice hipervitaminoză poate să aibă și probleme de sănătate din acest punct de vedere. Dar da, Chiriac, eu vreau să vă spun că se întâmplă un lucru extrem de important de la aceste prime ore ale dimineții când este foarte, foarte frig. Eu constat că în serviciile de urgență ajung tot mai multe cazuri de accident vascular cerebral, apropo de frigul de afară, și se înregistrează tot mai multe cazuri de infarct miocardic acut. Așa că, apropo, este frig de crapă coronarele, ca să spun pe românește, și țineți cont că o scădere cu 1 grad Celsius sub 0 crește riscul de infarct cu 2%. Asta înseamnă că la Iași cred că sunt acum în jur de minus 10 grade, nu știu câte sunt la București, riscul de infarct crește cam cu 15-20% în această perioadă și constatăm că dacă mai este și vânt și umezeală, temperatura resimțită de organism este chiar mai mică decât cea din termometru, așa că efectele frigului asupra organismului vor fi extrem de important. Și să știți că vârsta de infarct miocardic, apropo de acest lucru, este din ce în ce mai scăzută și sunt bărbați relativ tineri care la primele ore ale dimineții se apucă să-și dezăpezească mașina, că asta este, facem toți în orașele noastre, și dacă mai sunt și sedentari și supraponderal și eventual fumători, riscurile cresc corespunzător. Așa că, doamna Chiriac, apropo de a nu neglija o simptomatologie polimorfă care s-ar putea să ne îngrijoreze și care, dacă nu este recunoscută
cunoscută la timp ne poate pune în situație extrem de dificilă, mai ales că orice temporizare, apropo de infarctul miocardic acut, este letală. Pe lângă durerea aceea precordială clasică, toracică anterioară, care persistă 3-5 minute, cu caracter de gheară, constricție, sfere de la arsură, care se duce în numărul stâng sau în brațul stâng, să nu neglijăm niciodată și alte trei categorii de simptome care dor. Spun acest lucru pentru că se întâmplă. DOR este un acronim. Deci DOR sunt digestive, osteoarticulare și respiratorii. Așa că o durere epigastrică, grețuri, vărsături, arsură epigastrică, pusă adesea pe o seama exceselor alimentare sau etanolice din seara precedente, poate indica un infarct miocardic inferior. La fel cum și semnele acestei osteoarticulare, o durere la nivelul umerilor, brațelor, gâtului, s-ar putea să indice iar o patologie cardiacă acută. În plus, dacă vorbim despre cele respiratorii, dificultățile respiratorii, disnea, lipsa de aer, senzația de sufocare, transpirațiile abundente, amețele, necorelate neapărat cu efortul fizic, pot fi indica o astfel de situație și este bine să recunoaștem și să ne prezentăm cât mai rapid la urgențe, pentru că orice, repet, orice terapie după ureche, când este vorba despre infarctul miocardic acut, poate fi letal. Deci am zis că a crescut practic incidența infarctului miocardic acut și mai vorbim și despre accident vasculare cerebrale. Să știți, doamna Chiriac, am pacienți cu accidente vasculare cerebrale la vârste din ce în ce mai mici. Noi tratăm pe bandă rulantă, aș putea spune, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, așa ceva. Și de când este și mai frig, adresabilitatea este în continuă creștere. Și gândiți-vă că dacă am ști să recunoaștem acea formulă FAST, cu F înseamnă fața asimetrică, atunci când rugăm pacientul să zâmbească. A vine de la asimetria ridicării antebrațelor în momentul în care cerem pacientul acest lucru. Să vine de la spune cu dificultate cuvintele sau nu le înțelege și trebuie să știți că nu vine de la Tudor Ciuhodaru, vine de la timpul care trebuie să fie cât mai scurt pentru a ajunge la spital, pentru că dacă ajungeți la noi, cel puțin se fac acele, noi fiind și centru de stroc, facem acea tromboliză sau se intervine chirurgical și recuperarea poate fi cât se poate de bună în contextul în care se respectă acele ore de aur în care intervenția este extrem de eficientă. Așa că frigul este o problemă din acest punct de vedere și mai trag un semnal de alarmă, doamna Chiria. Că se întâmplă și știm foarte bine că românii mai beau câte ceva ca să se încălzească în această perioadă. Da, iar din păcate hipotermia este un ucigaș tăcut. Iar aproape 50% din cazurile de hipotermie pe care le-am tratat în această perioadă sunt legate sau sunt făcute pe fondul consumului de alcool. Alcool înseamnă vasodilatație, înseamnă pierdere de căldură, înseamnă pe de altă parte aprecia cu dificultate riscurile, pericole și gândiți-vă cum este să porniți seara, noaptea, pe viscol, pe ger, mai ales în zonele rurale, dar nu numai, și în orașe, mai alunecați pe poleiul care este prezent pe totoare, peste tot și rămâneți imobilizat în frig pe durata nopții, așa că moartea albă e lucru care se întâmplă, o situație pe care nu ne dorim și care poate fi evitată prin evitarea consumului de alcool. În plus, mai trag iar niște semnale de alarmă. Atenție la cei mici, nu-i lăsați în mașină singuri, pentru că temperaturile scad rapid în această perioadă și dați măcar un telefon din când în când dacă vă pasă celor vârstnici, vedeți dacă este cald în casă, dacă funcționează centrala, dacă nu sunt probleme și riscuri de intoxicație cu monoxid și dacă au alimentele și medicamentele necesare, în așa fel încât să nu se deplaseze când este foarte frig afară și să devină o victimă a frigului. Dar, repet, nu trăim sub un clopot de sticlă, iar lucrurile ar putea fi foarte simple dacă educația pentru sănătate și măsurile de prevenție ar fi luate. Vă mulțumesc, domnule doctor. Și să nu uităm nici de animale, că și ele îngheață în perioadele în care temperaturile scade și ele trebuie protejate. O reacție de ultim moment din partea Ministrului Educației, Ligia Deca, spune că în final le va da transportatorilor banii aferenți navetei, pentru că astăzi elevii au protestat la Ministerul Educației chiar în prima zi de școală, au cerut bani pentru a se putea deplasa la școală. Haideți să vedem reacțiile lor. Mai multe asociații ale elevilor au protestat în fața Ministerului Educației, cerând demisia ministrei Ligia Deca după ce operatorii de transport au anunțat că elevii navetiști din 19 județe vor plăti transportul din banii lor. Am adunat pentru a protesta, pentru că nu avem transport gratuit.
și nu avem transport gratuit și în unele județe nu mai e transport deloc. Eu primeam în jur de 500 de lei, dar acum nu mai primesc deloc. Este încălcat de Ministerul Educației. Din câte am înțeles, doamna ministru se va întâlni cu colegele mele, cu președinta asociației, dar sper totuși să se rezolve ceva în situația asta. Nu vor să ne mai ofere transportul gratuit pentru cei care fac naveta. Deja în 19 din județe nu se mai acordă, iar eu am în continuare, doar că îmi este frică că în curând nu o să mai am nici eu. Și nu mi se pare normal ce se întâmplă, pentru că un om adult, doamna Ligia Deca, ar trebui să înțeleagă că și ea la rândul ei are copii și nu este normal ce face. La aproximativ o oră și jumătate de la începerea protestului, elevii au fost chemați la discuții în minister, dar de un secretar de stat, nu de ministrul Ligia Deca. Ministrul a ieșit doar să dea niște declarații din care nu reiese nicio soluție. Avem practic două cazuri la nivel național, două modalități de a deconta costurile cu naveta până la școală. Fie se eliberează titluri de transport, adică abonamente gratuit elevilor și transportatorii primesc banii de la inspectorate în condițiile în care acest transport este unul public, adică există contract între Consiliul Județean și transportatori, sau cazul al doilea, în care aceste contracte nu există sau nu există încă, moment în care se merge pe varianta sumei forfetare, care a fost în vigoare și până la intrarea legii 198 în vigoare și care înseamnă că elevii primesc o sumă compensatorie în funcție de numărul de kilometri. Avem 14 județe care nu au încă finalizate procedurile de încheierea contractelor cu transportatorii. Asta face ca transportul în județ să nu, adică naveta, să nu aibă caracter de transport public. Și conform adresei primite atât de la NRSC cât și de la Ministerul Dezvoltării, noi nu putem să decontăm direct transportatorilor aceste sume, neputând decât să mergem pe varianta de sume forfetare. Concret, peste 33.000 de elevi nu primesc bani pentru a putea merge la cursuri, iar deocamdată la minister nu sunt soluții. De partea cealaltă, transportatorii spun că noua hotărâre de guvern pentru acordarea alocațiilor forfetare elevilor din zone în care nu există transport public nu le permite să recupereze banii pe lunile trecute, inclusiv pe ianuarie. Ceremonia Globurilor de Aur, sigur, discutăm mai mult decât despre câștigători, discutăm despre ținute, pentru că ele sunt totdeauna analizate cu mare atenție. Vă mai spunem doar că marele câștigător al Globurilor de Aur din 2024 este Oppenheimer, care a câștigat la 5 categorii. Este vorba despre una dintre cele mai urmărite drame istorice ale anului trecut. Altminteri, ținutele, dacă vă pasionează, merită analizate, merită observate. Ele sunt totdeauna o sursă de inspirație pentru creatori. Jennifer Lopez este cea care a strălucit într-o rochie roz deschis cu umerii goi, o trenă de mari dimensiuni, detalii florale impresionante. De asemenea, Taylor Swift și ea într-o rochie cu paiete de culoare verde, dar aici nu, n-a contat doar rochii, au contat și bijuteriile, pentru că a fost accesorizată ținuta ei cu diamante albe. Margot Robbie, actrița despre care s-a vorbit foarte mult anul trecut pentru rolul său din Barbie, un rol care nu a obținut însă aprecierile pe care se bazau criticii, a purtat o rochie roz cu un șal de tul, semănând oarecum cu Barbie și în ținuta de la Globurile de Aur. Printre cele mai frumoase ținute se numără și cea a Selenei Gomez. A optat pentru look-ul Lady in Red, a purtat o rochie roșie asimetrică pe care a accesorizat-o cu bijuterii. Heidi Klum a strălucit și ea pe covorul roșu, a ales tot o rochie roșie, însă un model diferit față de cele prezentate în cadrul acestui eveniment. Scurtă pauză și ne întoarcem cu imagini ferice din orașul de gheață pe care chinezii l-au arătat lumii. Sunt imagini spectaculoase, vi le arătăm în câteva minute.
Imagini spectaculoase de la festivalul Gheții și al Zăpezii din nord-estul Chinei. Este vorba despre concursul acela de sculpturi în gheață. Haideți să vedem și noi acele imagini. Sunt structuri uriașe construite în gheață, iluminate cu beculețe. Vedem imagine. De la spectaculoasele sculpturi de gheață la consecințele pe care viscolul le are în România, un autocar, un microbus cu 17 persoane a fost răsturnat de vântul puternic, s-a declanșat planul roșu de intervenție, se întâmplă în Galați. Este doar una dintre informațiile pe care le veți primi în orele următoare. Noi ne revedem mâine de la ora 12 la News Pass. Să aveți o după amiază liniștită!